Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei adolescenți și nu numai. Sunt Alina Marin și în această seară vă invit la o nouă oră de dirigenție alături de colegul meu, Dani Dărvășan, și invitații săi. Bună seara! În această seară cu noi este Larisa. Bună, Dani! Bună! Și Flavius. Salut! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Dragii noștri adolescenți, care sunt câteva din problemele cu care vă confruntați voi în ziua de azi, cel mai frecvent? Lipsa unei identități. Majoritatea dintre noi nu știu ce vor să facă mai departe în viața lor. Lipsa de comunicare. O problemă este și faptul că unii adolescenți se plâng de faptul că nu au anumit timp liber. Petrec prea mult timp cu frizurile sau machiajele la fete. Deci sunt mai mult interesați de aspectul fizic, da. Adolescenții. Da. Au o părere relativ proastă despre ei și vor să arate că ei pot mai mult. Deci fetele au probleme de identitate, înțeleg eu, iar băieții mai mult aspectul fizic, din ce ai da, spus. Da, vor să impresioneze. Din experiență, Flavius? Dar nu se vede, Dani? Lasă, Dani, că nici la tine aspectul fizic nu lasă de dorit, arăți foarte bine. Deci adolescenții Mulțumesc, se preocupă da. Foarte tare. Contează. Toți ne uităm la noi când înainte... Cât de important e aspectul fizic pentru adolescenți? Zi-mi tu, Dani, prim. Păi foarte important, eu mă uit de, cred că 10 ore în oglindă înainte să plec de acasă. Și apoi, nu, normal că nu te mai uiți. Apoi nu mă uit. Și, de exemplu, avem senzația că nu ne stă bine ceva la păr sau ceva. Mereu când deschidem telefonul, ne uităm în el la cameră. Da, mereu trebuie să ne aranjăm puțin da. Părul. Cât timp îți ia, Flavius, să ți aranjezi părul? Știu că eram da, cu tine cu doamna într-o excursie cu clasa și... Stăteai, îți pierdeai da, în clasa 8-a, nu știu, petreceam foarte mult timp acum, nu știu, dimineața stau cam 10 minute, un sfert de oră, depinde. Acum ai părul un pic mai scurt. Da, mulțumesc. Știu doar că îți petreceai cu 15 minute mai mult decât îmi petreceam eu pentru a-mi aranja părul. Da. Larisa, pentru tine cât de important e aspectul fizic? Păi este mult mai important decât ar trebui să fie. Și pe mine mă preocupă destul de mult. N-am problema băieților cu părul, mie mi-a 2 minute să-mi fac părul. Da, la fete e mai simplu, că au părul lung și de obicei fetele lasă liber. Dar am sesizat că, în general, problema asta a aspectului fizic pentru adolescenți e foarte importantă. Nimeni nu iese din casă oricum. Nu-i așa? Da. Deci la școală nu se poate să ieși fără păr făcut, fără ochi făcuți la fete. Deci, n-am mai. Și eu lucrez cu adolescenți de gimnaziu și tot trebuie să apară câte ceva. Ba, buzele puțin mai roz sau roșii, manicura, acum și la băieți e manicură. N-am ajuns acolo. Dar doamna dumneavoastră, cât de important e? Păi, pentru mine e important aspectul fizic, ca pentru orice om. Dar în adolescență nu petreceam atât de mult timp, nu eram un copil dezordonat sau care să nu arate bine, dar nu țineam atât de mult să-mi fac păr într-un anumit fel, să-mi stea nu știu cum, să nu am un fir de păr, nici nu aveam telefoane, ce să ne uităm, iar cu oglinda, na, nu mergeam pe stradă. Dar nici cât timp îți ia pregătirea pentru a pleca la școală? Păi mă trezesc, fac duș, mănânc și după păi, mă uit, timp? Fac freză. Vreo jumătate de oră. A, cu tot. Eu cred că de multe ori adolescenților pregătirea asta aspectului fizic durează mai mult decât pregătirea pentru o lecție. E adevărat. Flavius, dacă pe o scară de la 1 la 10 ar trebui să-ți acorzi o notă pentru aspectul fizic, cât de plăcut te consideri? Ce notă ți-ai da? Nu știu, în primul rând ar trebui să spună și alții despre mine, dar na, din ce am mai zis așa, nu știu, nici nu vreau să fiu foarte mândru sau așa. 7, 50, 8. Deci Flavius înseamnă că ar trebui să fii foarte stresat să vezi ce trebuie să faci ca să ajungi la 10. Tu, Larisa? 8.50. Dani? Eu? Nu-mi dau nicio notă. Sincer, Dani, zi.
nu știu, eu vreau să mai cresc puțin să... Când îți faci tu un snap așa și te uiți, nu știu cum, ce zici, mamă, ce bine sunt, nu? Nu, dar momentan vreau să mai cresc câțiva centimetri și... Și atunci vei fi de 10. Poate. Da, la băieți este și chestia asta, cu înălțimea, de exemplu, eu am un 1,85 m și sunt, da, sunt ok. Să știi că și la fete e chestia asta cu înălțimea. Nu știu, fetele am observat că unele se plâng că vor să fie mai pitice. Mai mici de statură. Da, mai mici de statură. Și pentru ca să poată să poarte tocuri sau așa. Și la băieți vor să fie mai înalt, mai impunători. Sunt pe la facultate așa, fetele deja se simt puțin stresate că sunt minune și ar fi dorit picioarele mai lungi, mai... De-aia există tocuri. Eu vă spun din experiență, există tocuri, dar nu e același lucru, să fii mai înalt, să... Na. Eu și acum mai am un pic așa complexul ăsta, când nu ajung foarte bine la tablă, când scriu de la jumătatea tablei. Doamna m-a întrebat pe mine cât timp îmi ia dimineața să mă pregătesc ca să merg la școală. Cam cât timp voia? 20 de minute. Și la mine cam tot așa, un sfert de oră, depinde. Câteodată mă scol mai greu și sunt pe grabă și nu mai țin cont de unele lucruri. Mai mult timp îmi ia să mănânc dimineața decât să mă aranjez. În primul rând, dimineața trebuie să țineți cont de lucrurile acelea obligatorii, da? Igiena. Și apoi aranjatul, că ești aranjat atunci când ești spălat, zic eu, și pieptănat și frezat. Tu ziceai, Flavius, ceva mai devreme, când ți-ai dat nota, că contează și părerea celor alții. Cât de mult contează părerea altora? Mai depinde. De exemplu, dacă sunt prieteni apropiați sau rude, iau mai mult în considerare. Dar și dacă sunt oameni care tot așa îmi spun întreagă, de exemplu, o doamnă m-a oprit pe stradă și mi-a zis, ești frumos, nu știu cum să reacționez. Te-a și pupat? Nu, nu știu cum să reacționez, dar am zis mulțumesc frumos, să rămână. Foarte, ai reacționat, da. Excelent! Ce era să faci, că doar nu l-ai în brațe? Mulțumesc foarte mult! Da. Arisa, tu? Și eu sunt de acord, dacă îmi place de un coleg și el vine și îmi spune că în ziua aceea nu a arătat atât de bine, eu imediat mă simt mult mai neîncrezătoare în mine. În schimb, dacă vine o prietenă foarte bună sau un băiat de care îmi place și spune că arăt bine, deja mă simt așa în a nouă la cer. Ce mi s-a părut mie curios la Flavius e că tu ai spus că ții cont de părerea celor apropiați ție din familie. În mod normal, la adolescenții cam țin cont de părerea colegilor sau prietenilor. Pentru că eu mi-aduc aminte când eram eu adolescentă. Părinții tot timpul spuneau că sunt frumoasă sau că arăt bine sau că tata cel puțin și acum spune că eu sunt cea mai frumoasă. Orice mamă își laudă puiul. Exact. La mine mai mult tata și nu mama. Și acum la fel, zice că eu sunt cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă. Dar asta o spune tata. Mă interesa mai mult ce spun ceilalți, dacă și alții mă vedeau așa, că părinții oricum te văd. Da, și pe, normal, și pe, asta, și pe mine mă interesează chestia asta, dar... La un moment dat, dacă părinții ajung să te cunoască cel mai bine, nu știu, ții cont și de părerea lor. Mă bucur că tu gândești așa. Dani, pentru tine contează părerea celor din jur? Vă dau seama că contează. Cât de mult te afectează dacă vine cineva la tine și îți spune ce urât ai făcut părul în dimineața asta? Depinde și cine îmi zice acum. Dacă e cineva care nu poate prea multe... Nu mă supăr. Aha, Daniel, deci atingi... Dacă îmi zice cineva pe care îl apreciez sau exact îl respect... Exact ce spunea Larisa, nu neapărat. Cineva pe care tu placi, dacă îți spune, de exemplu, vine o fată și pe care tu o placi și îți spune ce urâtă stă părul astăzi, te-a terminat. Ba nu. Îți vine să plângi, în interiorul tău ești plâns toată ziua. Dacă vine și îți spune Flavius, ce urâtă stă părul ăsta. Îi dau una lui Flavius. Nu îi dai una, nu spune, și e prietenul tău, nu ții cont atât de mult de... Și dacă îți spun profesorii, nu stă bine părul astăzi. Nu fac așa mai mult. Îți faci mai tare ca să vedeți că stătea bine, acum chiar nu stătea. Nu contează atât de mult. Mai mult contează părerea celor la care, care chiar ne ții. Interesează pe noi. Cercul de prieteni, fie băieți, fie fete. Da. Am văzut un videoclip mai de mult, era un tată care se uita în oglindă cu fetița lui și zicea că ești frumoasă, ești deșteaptă, ești
o complimenta maxim. Și vreau să vă întreb dacă vă e ușor să ziceți lucruri bune despre voi. Adică noi avem o problemă cu stima noastră de sine. Adică mulți dintre noi, a zis și Flavius, că nu ne considerăm foarte inteligenți, adică nu inteligenți, frumoși, avem complexe. Da, exact cum ai zis, stima de sine scăzută. Nu știu, la mine, având în vedere că eu mă cunosc foarte bine, știu și ce calități am, ce defecte am și nu mă uit doar la aspect, adică mă cunosc și la caracter, îmi e destul de ușor să mă și apreciez. Pentru că știu că, până la urmă, chiar dacă nu arăt atât de bine, poate o să reglez asta cumva prin ce voi vorbi sau prin ce voi face și voi distrage cumva atenția de la cum nu arăt eu în ziua aceea. Foarte frumos ai spus, Larisa. Flavius, de ce crezi că e așa de important pentru un adolescent să fie la modă? Nu știu, dar în zilele noastre, adolescenții pun foarte mult preț pe vedetele sau persoanele... Idolii lor. Da, da, cei deci care bine ai spus. Pe sunt influența. Pe care îi urmăresc. Da, cei pe care îi urmăresc. Și își doresc să fie da, ca ei. Da, își doresc să fie ca ei. Probabil că unii... Să se îmbrace ca ei. Vor să-și acopere stima de sine scăzută și anumite complexe, nu? Da. Arătând că pot fi, sunt ceea ce nu sunt. Da, și de exemplu, când apare un stil nou sau ceva și vezi pe toată lumea că se îmbracă în acel fel și te gândești de ce să nu fiu și eu ca ei, adică... Mai bine să fii diferit. Așa este, că e bine să fii diferit. Acum depinde și cum e să fii diferit, să nu ești chiar din tipar așa... Dar da. Nici să toată lumea, dacă apar acum niște blugi noi sau niște Adidas noi, cum ar fi ca toți să poarte genul ăla de Adidas? Nu e ok. Credeți că un om este mai valoros dacă arată bine fizic? Eu cred că în principal ar trebui să ne îmbrăcăm cu bun gust. Și nu neapărat dacă ceva este la modă, dacă tu arăți bine în acel lucru, poate să fie clasic, poate să fie ceva mai vechi, doar că trebuie să fie cu bun gust. Eu cred că un om, totuși, nu s-ar îmbrăca oricum dacă el ar avea anumite standarde. Nu neapărat să fie la modă, ci să arate bine. Oricum, nu tot ce se poartă sau ce vedem noi, ce ne spun alții că se poartă, înseamnă că ne vin și bine sau e chiar la modă. Da? Ați văzut că sunt unele fructe care arată foarte bine în exterior, dar în interior nu sunt așa. Nu s-ar aplica, Dani, asta și unor adolescenți? Ba, care normal. Pun preț doar pe aspectul fizic, dar de fapt interiorul... Eu cred că trebuie să punem accentul mai mult pe caracter. Așa zic și eu, mai mult pe caracter, pe personalitatea cuiva. Da, dar aș vrea să zic și eu că, de exemplu, când cunoști o persoană, prima părere ți-o faci despre... cum arată sau cum este îmbrăcat, asta e prima la ce te uiți, lucrul la care te uiți. Asta am vrut să zic și eu. Peste tot unde te duci, dacă vrei să te angajezi, de exemplu, sau așa, se uită la tine cum ești îmbrăcat și chiar contează. Și e normal se vede dacă se ești, uite. Da? Dacă ești îngrijit. Dar nu se uită dacă ești îngrijit, ai zis foarte bine, nu neapărat dacă ești la modă. Da? Da. Să fii îngrijit, să ai haine cu bun gust. Adolescenții și aleg în general prietenii după aspectul fizic? Nu știu, de dacă obicei... arată bine, sunt interesată să mă împrietenesc, dacă nu... Nu știu, de obicei noi avem prietenii pe care îi aveam de când eram mici la bloc sau unde am stat. Și dar ce ați observat ca și ei, așa. În jurul vostru? Adolescenții sunt interesați de persoane care n-au niște Adidas chiar la modă sau sunt chiar vechi, adică îi poartă de 3-4 ani. Blugii, na, se purtau acum nu știu cât, acum nu știu câte luni. Mă mai interesează să nu mi-ar plăcea să fiu prieten cu asta. De exemplu, dacă persoana aceea conștientizează că o persoană este mai mult decât ceea ce poartă și ea o va accepta așa cum este, nu neapărat că poartă un anumit tip de Adidas, de blugi, nu va conta acest lucru. Și cum spunea și Dani, majoritatea prietenilor îi avem de când eram mici, de când probabil ne îmbrăcau părinții pe noi și nu știu că le păsa lor cum arătam noi sau nu le păsa. Cred că deloc. Și vă îmbrăcau foarte frumos părinții. Iar acum, probabil, nu știu, eu cred că am ajuns la nivelul la care nu mă uit doar cum e îmbrăcată o persoană când vreau să fiu prietenă cu ea, păi asta ci și ce personalitate dacă... are,
Flavius, pe tine te interesează cum se îmbracă persoanele din jurul tău? Nu neapărat. Eu când mă uit la cineva, mă uit să mă înțeleg bine cu el. Nu neapărat să avem aceleași lucruri în comun, dar nu știu, să ne simțim bine când stăm împreună sau... Na. Ce părere au părinții despre moda asta a adolescenților? Aveți discuții cu părinții pe tema asta? Petreceți prea mult timp cu aranjatul părului sau cu machiajul? Sau vreți haine să vă schimbați tot timpul? Pentru că la vârsta asta adolescenții depind încă financiar de părinților, deși ei vor să fie liberi și să fie priviți ca niște persoane mature, ei depind financiar de părinți, deci nu pot fi liberi în totalitate. Ce zic părinții? Păi eu stau cu ei doar în vacanțe, deoarece nu fac liceu în localitatea de unde sunt. Și în vacanțe mai avem uneori discuții. Tata spune că mă dau cu făină pe față când mă lance sau mă dau cu fond de ten. Și de fiecare dată când plec în oraș mă întreabă, gata, la să te-ai dat și cu făină pe față? Deci nu sunt tocmai așa de acord, dar nici nu fac prea mare caz, nu? Nu, ei fac pentru că nici tu nu exagerezi. Nu. Probabil dacă ai exagera la vârsta ta... La tine, Flavius? Părinții au impresia că... Nu știu, mama tot mai spunea că să nu mai petrec atât de mult timp în fața oglinzii sau așa. Mai ales în clasele un pic mai mici. Da, când era mai mic. Acum, nu știu, nu mai am probleme. S-au obișnuit? Da, s-au obișnuit. Suntem ok. Tu te-ai obișnuit, nu mai pierzi atât de mult timp în fața oglinzii? Te-ai obișnuit să-ți faci părul mai repede? Acum îți merge mâna mai repede pe perie aia. Mi-aduc aminte că făceați cu o perie voi părul. Da. Voi ați respins vreodată pe cineva care vrea să fie prieten cu voi pentru că nu vă plăcea cum arată sau cum s-a îmbrăcat? Nu cred că am respins pe nimeni pentru cum arăta, ci mai degrabă pentru că nu-mi plăcea personalitatea și eu am respins după persoana. Deci nu după aspectul fizic. Tu, Dani? Eu? La fel, tot așa. Nu mi-aduc aminte acum concret, dar... De obicei nu fac așa. Pe vremea mea nici nu prea puneam așa mare accent pe haine, că erau, cam toți aveam aceleași haine, nu era moda asta. Era o modă, vă știți, cum îmi spuneai tu, Dani, pe vremea dumneavoastră, erau același gen de plovărașe, aceiași blugi. Deci nu, la noi conta mult dacă ne înțelegeam bine la joacă, pentru că noi ne jucam foarte mult. Mi-aduc aminte când mergeam și eu la bunici și... La fel, nu conta. Ieșeam toți acolo pe stradă și ne jucam. Nu aveam oricum figuri. Oricum, afară nu ieșeam cu hainele alea bune de școală sau... Normal. Voi la școală aveți uniformă. Da. Da, deci acolo nu puteți să vă etalați. Ne mai adaptăm. Se vede oricum unii... Dacă e o cămașă scumpă sau... Da, se vede. O cămașă din piață. Nu din piață. Nu știu, uniforma mea. Aveți tendința să glumiți așa, mici șicane, de unde ți-ai luat cămașa? Pe seama unor colegi? Așa, între voi, pe seama hainelor, pe seama, da, că nu e o cămașă tocmai scumpă, știu că aveți voi acolo niște firme care nu se spun preferate. Nu neapărat, dar mă recunosc, poate mai râdem de unii, nu pentru că... Că n-au pantaloni slim fit, probabil, sau skinny de fir. Și au pantaloni din aia largi cu... Nu de asta. Știu cum să mai poartă acum la voi. Sunt unele chestii de care râdem. Dar, na. Care n-au legătură de aspectul fizic, nu? Nu de aspectul fizic. Pentru că știu, eu aud așa prin școală copii care își mai aruncă câte o șicană acolo în legătură cu bluzița, cu... Sunt mici glumițe. Mai rău există. Există. Dar voi ați fost vreodată ținta glumelor de genul ăsta? Nu știu, nu prea. Nu țin minte să fi fost, dar eu când mă gândesc la o persoană care, de exemplu, e îmbrăcată nu așa, nu atât de la modă, sau îmbrăcată mai sărăcăcios, poate persoana respectivă nu neapărat că nu are bani, nu este pasionat de îmbrăcăminte sau de asta. Da, să știi că și eu am întâlnit, da. Nu știu, fiecare... Ce pasiune are. Dar accent pe aspectul fizic cel mai mult se pune la noi în România, pentru că în străinătate persoanele care sunt financiar mult mai bine decât noi nu pun atât de mult accent pe moda asta, să fie pantalonii slim fit, la femei pană. La sau dungă. Nu. Să nu fie la dungă. Da, deci nu țin neapărat.
și adolescenții, de, în toate excursiile sau deplasările mele prin străinătate, n-am văzut adolescenții neapărat cu părul aranjat, cel mai mult e pe față. Sau chiar nepieptănați, deci nu pun, pe altceva pun accent. Voi vă faceți prieteni ușor? Sunteți niște persoane sociabile? Da, eu îmi fac prieteni foarte ușor. De obicei călătoresc cu alți prieteni și mă mai împrietenesc și cu alte persoane sau merg pe la voluntariate unde cunosc alte persoane și mă împrietenesc și cu prietenii prietenilor mei și da, îmi fac repede prieteni. Deci te consideri o persoană sociabilă? Da. Te împrietenești ușor? Eu de obicei când intru într-un grup nou de prieteni sau așa, la început recunosc sunt mai timid, dar după mă obișnuiesc cu persoanele respective, ajung să le cunosc și... Ești mai timid sau ești încrezut? Nu știu. E mai timid. Eu da, l-am întrebat asta pentru că unele persoane îl percep, noi îl cunoaștem, Dani, dar unele persoane îl percep puțin diferit și nici nu îndrăznesc să intre în vorbă cu el crezând că el ar putea să respingă. Pentru că are și așa o atitudine. E și mai înalt de asta. Da. Dar Flavius nu este, deci... Fetele care vor să-l cunoască sau băieții să știți că probabil nu respinge. Dani, pe tine ce să te mai întreb? Că tu ești sociabil. Nu? Da, să zicem. Păi da, în fiecare duminică ți inviți prietenii. Deci tu ai mulți prieteni și ce o să mai vină? Îți faci ușor prieteni? Depinde. De cum mă simt eu. Dacă vreau să-mi fac un... prieten sau o prietenă, găsesc ușor. Că suntem atâția pe pământul ăsta. Când ai intrat în clasa a noua, ai mers într-un liceu în care nu mai aveai prieteni, deși... Da, mi-am făcut prieteni imediat. Și ți-ai făcut prieteni ușor. Deci ești o persoană care știe să-și facă repede prieteni și se adaptează situațiilor. Apoi ai plecat tu după prietenii tăi, parcă simțeai că nu aparții chiar acelui loc. Ați auzit de complexul de inferioritate? Da. Da. Cum se manifestă? De obicei, persoanele nu prea au încredere în sine. Am întâlnit multe persoane, am avut chiar prieteni care nu aveau încredere în sine, n-au încredere să se bage în vorbă cu cineva, n-au încredere să meargă pe stradă să întrebe pe cineva pe unde ar trebui să ajungă sau nu vor nici măcar să meargă la magazin să cumpere ceva. Problema asta am avut-o și eu. Mi-era rușine să întreb oamenii. Unde e ceva. Bine că una este rușinea, una e complex, complexul ăsta de inferioritate se manifestă atunci când tu nu ai impresia că cei din jurul tău te văd foarte slab și te subestimează. Adică nimeni nu te place, ție se pare că toți vorbesc despre tine, că toți te bârfesc, nimeni nu te place, tu nu ești bun de nimic, tu nu ai putea să-ți faci prieteni. Deci nu neapărat rușinea. Și se pare că ai mai puțin calități decât ceilalți. Nu confundăm rușinea, complexul de, exact, de inferioritate. Se pare că tu ești cel mai slab, eu n-aș putea, dacă aud un coleg că vorbește mai bine sau răspunde nu știu cum la ora, eu n-aș putea niciodată să formulez așa răspunsul. Dar nici măcar nu încerci sau poate că tu înveți mult mai mult și nu n-ai îndrăznit. Am avut o întâmplare anul trecut când am ieșit o parte din, să zicem, spuma clasei, câteva colege și am mai invitat cu noi și alte colege și mi-au spus după că ele s-au simțit puțin excluse, că parcă pe ele nu le băgam atât de mult în seamă cât vorbeam cu ceilalți și le-am spus că asta este doar în mintea lor, pentru că noi n-am avut niciodată vreo idee că ele ar fi mai slabe decât noi sau alte probleme. Da, dar totuși ai spus că ați ieșit spuma clasei, deci da, a fost oricum se făcuse, am înțeles, dar în general în clase se întâmplă asta. Se fac așa niște grupulețe, unii care vrei, nu vrei, se simt altfel, n-aș putea să vorbesc cu X. Eu mi-aduc aminte când eram noi la... Eu cred că chestia asta depinde de fiecare dintre noi. Voi nu vă aduceți aminte când eram noi în gimnaziu? Da? Că voi, vremea. Voi amândoi ați fost elevii mei. Da. Nu erau grupulețe, deși noi cum ne numeam, Dani? Familie. Familia, da? Eram o familie, o clasă familie. În familia asta, cât am încercat să o ținem aproape, tot existau acolo grupulețe. Unii se simțeau mai tare decât alții. Unele, de obicei. Și unii, pentru că nici toți băieții nu erați neapărat prieteni, da? Pa, cam eram. Unii mai erau ținta glumelor, da? Deși nu vedeați fi ceva rău. Nu vedeați că ar fi ceva rău. Oricum suntem împreună și suntem cu toții. Nu? Da, v-am zis. Totul depinde de fiecare.
În ce sens? Dacă el nu vorbește nimic sau ne dă motive să râdem de el. Unele persoane, de exemplu, sunt mai serioase, au alte preocupări. Și n-ați încercat niciodată să mergeți să vorbiți cu un coleg să vedeți de ce e tăcut, de exemplu? Eu am încercat. Și eu am încercat, de exemplu. Pentru că, în general, sunt colegi, cum ați spus voi, care nu au curaj, dar dacă ar veni cineva la ei și i-ar ajuta, i-ar încuraja sau ar încerca să discute și ar spune, hai să intri în grupul nostru. Nu cred că... Nu, eu vreau să stau singură, ar zice... Mai sunt persoane care vreau să stea singure? Eu am mai puțin, da, când am vrut să integrez o persoană, pe moment a vorbit cu mine, dar după s-a retras înapoi la locul ei și a spus că pas. Probabil că simțea că nu aparține grupului, cine știe ce discuții aveau sau ce... Sau poate nu îi place lui de vreo persoană de acolo și asta e altă problemă. Asta e altă problemă a adolescenței, că nu ne... Nu deci ne plac asta, toate persoanele. Dar nici asta nu pot să înțeleg. Deci lucrez de 10 ani cu adolescenți și eu nu pot să înțeleg cum nu ne plac toate persoanele. De ce totuși? Ce ar putea să facă un adolescent, nu cu zic copil, să nu-ți placă? Gândiți-vă într-un grup. De ce nu îți plăcea colegul X? Poate era prea guraliv și puțin enervant. Și nu era stilul tău și preocupările lui nu se asemănau cu preocupările tale și când îți vorbea de pasiunile lui, pe tine te plictisea și multe alte exemple. Dar eu uneori încercam să explic ceva acelui coleg X și nu înțelegea. Și el a alergat tot timpul. Da, fugea tot timpul. Și dacă explicam frumos și să facă ceva bine, adică făcea o chestie și nu era ok. Și explicam frumos că nu e bine și explicam cum să facă bine și le făcea la fel. Și chestia asta eu nu prea. Și ai decis să-l excluzi din grupul tău sau să te retragi tu din grup? Păi să-l excludem pe el. Deci vezi cum s-a ajuns? Da, v-am zis, oricum, persoanele care doresc să stea singure se auto-exclud. Sau dacă într-un grup sunt... Să zicem băieți, că ei sunt mai violenți în limbaj sau vorbesc urât, sunt mai brutali. Nu cred, dacă nu sunt și alții în grup, eu nu cred că va mai rămâne mult timp în grup dacă nimeni nu-l susține. Dar dacă într-un grup e unul diferit și e susținut în tot ceea ce face el, normal că va continua. Nu? Dacă râdem la toate glumele proaste sau... Așa e, dacă nu băgăm în seamă, se opresc. Păi, da. De asta trebuie să încercați să fiți diferiți. Și aici înseamnă, și aici contează. Cum să vorbești, cum să... Dar de cele mai multe ori voi cam cedați sau sunteți nepăsători. Ați fost vreodată ținta glumelor proaste? Nu știu. Ați avut porecle, ați primit porecle? Ca în fiecare grup, da, se mai fac glume, dar... De exemplu, dacă glumele vin de la niște prieteni, le accepti, râzi tu dacă sunt bune. De exemplu, acum de porecle. Tu ai fost poreclit? Nu ții minte, dar am un alt caz, de exemplu, la noi în clasă. Un coleg la un test a scris mai urât și profesorul nu prea înțelegea și s-a gândit să facă o glumă și i-a spus că pe el îl chema rusul, așa, și i-a spus că a scris codat, mă rog. Și de la chestia asta a venit ca agent rusul. Mă rog, și i-a rămas porecla asta, agent rusul. Acum, da, dacă mai lipsește de la școală sau așa, noi îi spunem că e plecat în misiune, mă rog, chestii de genul. A, deci nu e o glumă care să bagi o corească. Da, se înțelege, se râde. Da, tu, Larisa, ai fost poreclită vreodată de colegi? Da, n-am avut o poreclă foarte plăcută. Îmi spuneau dorinte prietenele mele, când ieșeam cu ele, mereu Bianca Drăgușanu, când eram mică. De ce spuneau așa? O imitai pe Bianca Drăgușanu? Nu, încă nu știu de ce îmi spuneau așa, probabil era una dintre glumele lor. Cum te simțeai? Păi, având în vedere că erau prietenele mele cele mai bune și că mă simțeam bine cu ele și uneori mai făceam și eu glume pe seama, dar nu mă simțeam... cumva prost sau să spun că mă supăram pe ele. Nu, acceptam pur și simplu, deam și eu la glumă și atât. Dani, tu ai primit vreo porecle? Nu cred. Dar ai fost ținta glumelor proaste? Nu neapărat glume proaste, dar când, a zis Flavius, când suntem cu prietenii și râdem așa toți unul de altul,
Na, nu mă supăr. Deci râsul ăsta unul de altul, nu știu, nu pot să-l înțeleg. Cum să râzi de colegi și să nu se supere? Dar nu râdem, râdem cu ei. Dar de ce să nu faceți glume nu pe seama persoanelor? Eu spun asta ce, pentru că de, și eu mă confrunt să râdem de paharele astea? Și eu mă confrunt la școală cu situații de genul ăsta, în care e unul săracul care nu știe exact tot ce apare pe YouTube mai nou sau nu, și să fie el ținta glumelor. Nu mi se pare potrivit. Da, nu e ok. Chestia păi asta... Nu, v-a spus vreodată situația celui care e în ținta glumelor? Eu m-am pus, ce, da. Ce ar putea simți? V-am zis, eu aș fi făcut, dacă aș fi fost în locul lui, aș fi făcut altfel. Nu știu, bine, nu știu cum gândește acel... Ce ai fi făcut? Te-ai fi comportat ca și ceilalți? Poate că el nu e învățat să comporte așa. Sau ea, ci la fete, că sunt și fete. Și noi am avut în clasa noastră destule situații, da? În care și fete erau... Da, eu cred că depinde de personalitatea fiecăruia, adică din momentul în care se face o glumă proastă, tu nu o accepti și le spui persoanelor respective că pe tine te-a deranjat gluma aia, eu nu cred că acei copii o să facă din nou o glumă proastă. Bine, până la 10 ani, să zicem că poate o să mai facă. Dar după ce încep să judece, mai ales la vârsta noastră, din momentul în care tu le spui că te-a deranjat, nu o să se mai facă gluma aceea pe seama exact. Ta. Eu consider că de la glumele astea mici pornesc și bagiocurile cele mai mari. De asta nu prea sunt de acord nici cu glumele astea la adresa unei altora. Voi ce credeți? Ați auzit vreodată de fenomenul bullying? Da. Ce este bullying? Ce știți voi că este? Sunt copiii ăștia care, cum ați zis noastră, deci care se râde de ei. Da, o hărțuire. Da. Și nu o hărțuire, te duci și lei la bătaie sau... Ia, la meniți cu mesaje. Tot timpul, da. A, ce față ai, sau ești prea gras, sau ești... Și trimit, nu numai prin mesaje, așa, grupul de prieteni. Știți filmele alea americane, da? Cu fata celebră în liceu, cu grupul de prieteni și mă găsea pe una care învăța mai mult și se spunea tot și Lara și o bagiocoreau și făceau, toate glumele erau numai asupra da, ei. Da, cam așa e. Da. Și bullying-ul se manifestă și pe rețele de socializare și față în față. Da? Și bullying-ul ăsta pornește de la glume mici. De asta trebuie să știți când să vă opriți cu glumele astea, să nu le faceți la infinit. Că ați văzut... Dar vă dați seama că nici nu exagerăm acum. Era în clasă. A zis că e agentul rusu și apoi de câte ori lipsește, spune el e plecat în misiune, adică vorbești despre el când el nu este în clasă, nu? Și începe o altă glumă, că cine știe ce mai face și iar te lezi de rusu și faci altceva, nu-i așa? Nu-i așa că de la numele ăsta agentul a trecut la altceva? Da, și la un moment dat o să ajungă la bullying. Să încercați să vă puneți în situația celor care sunt colegului depinde îi place, apropo, de... colegului îi place? Nu cred. Depinde. Dar ar putea să facă ceva, să ne zică, de exemplu. Da, dacă el ne-ar spune, păi, noi ne-am oprit. Eu cred că la vârsta asta ați putea să vă opriți pur și simplu. Da, v-am zis, depinde de el. Dar eu cred că până acum nu v-ați gândit clar la situație și la sentimentele celui care, pe seama căruia glumiți. Și de acum, sigur, veți face o schimbare, că o să vă gândiți. Da. Pentru voi, ce înseamnă libertatea? Din momentul în care îți formezi o conștiință, să poți alege singur lucrurile pe care vrei să le faci mai departe și să nu mai fii atât de mult influențat, obligat să faci anumite lucruri. Dar libertatea vine cumva progresiv. Nu poți să lași un copil de 5 ani liber să facă alegeri pentru viața lui, pentru că nu ar ști ce să facă. Din momentul în care tu crești, te dezvolți, ar trebui și părinții tăi să te lase să fii liber. Adică, de la ce vârstă credeți voi că ar trebui să fiți liberi și că părinții ar trebui să nu... să mai bage peste voi și să vă mai dea atâtea sfaturi, să vă spună ce să faceți. Cât timp ne întrețin părinții și ei ne ajută, probabil ar trebui să le acceptăm sfaturile. Nu știu dacă vă aduceți voi aminte că eram noi prin clasa a 6-a și aveam o colegă care era supărată și se certa tot timpul cu mama ei, Flavius și Dani, dacă vă aduceți aminte, s-a transferat de la noi la un moment dat. Și era nemulțumită că mama ei tot îi spune ce să facă. Nu mi-aduc aminte. Ea ar fi vrut să facă, ce sunt destul de mare să fac ce vreau eu. Și ea avea 11-12 ani.
Aceleași discuții le mai aveam și noi la orele de dirigenție despre libertate. De, adolescenții de cele mai multe ori văd libertatea ca părinții să-i lasă să facă ce vor. Și să nu mai, cicălească. Să nu se mai bage. Nu neapărat, să nu mai cicălească. Da. Nu e bine să faci asta, nu e bine să faci asta. Nu? Nu vă simțiți uneori chiar stresați când vin și vă spun părinții la orice pas asta nu e bine să faci sau asta nu e bine să faci? Nu am părinții atât de cicălitori, dar atunci când îmi spun că să nu mai fac un lucru, îmi dau seama că eu chiar trebuie să-l schimb și le accept pentru că știu și eu că am anumite defecte și greșeli. Te gândești și tu că părinții nu-ți vor răul. Iar adolescenții confundă cicăleala asta cu grija mai mult, pentru că părinții au trecut prin această vârstă și știu mai bine. Da? Chiar dacă noi spunem că și eu la fel, când eram adolescentă, lasă că nu mai sunt vremurile cum erau la voi, pe vremea voastră, dar acum crescând și ajungând la o vârstă, îmi dau seama, vârsta pe care părinții mei aproape că o aveau atunci când îmi spuneau toate lucrurile astea, îmi dau seama că de fapt nu prea s-au schimbat multe de atunci. Lucrurile se întâmplă la fel. Flavius este puțin cam tăcut. Flavius, tu te simți... tu vrei mai multă libertate sau ai suficientă libertate din partea părinților pentru acest moment? Eu consider că am destulă libertate. Părinții știu când să te lasă să iei decizii progresiv și îți lasă, de exemplu, azi decizi tu, să zicem, unde vrei să-ți petrești timpul mai mult, te lasă după, să zicem, dacă vrei să pleci în excursii singur sau așa. Na. Iar eu consider că un adolescent ar trebui să-și ceară libertatea și drepturile în momentul în care va putea să se susțină singur din toate punctele de vedere. Da. Da? Pentru că adolescenții, v-am spus mai devreme, vor să fie tratați ca niște persoane mature, dar financiar sunt dependenți de părinți. Dar sfaturile părinților să știți că sunt bune și după adolescență și o să vedeți că o să țineți cont destul de mult de sfaturile părinților, pentru că ei sunt cei mai apropiați. Ați simțit vreodată că părinții voștri o văd tot mici? Adică eu am simțit. Da, cred că fiecare. N-ați simțit niciodată că părinții nu vă observă că ați crescut? Parcă prea vă dădăcesc așa și vă spun și să vă încheiați ultimul nasul la cămașă sau cum să vă aranjați? N-ați simțit niciodată asta? Am simțit săptămâna trecută că mă cred prea mare. Adică eram într-o excursie cu câțiva prieteni și i-am dat mamei mele un mesaj că voi mai întârzia și că nu știu sigur la cât voi ajunge sau cu ce voi ajunge. Și răspunsul ei a fost, ești majoră, descurcă-te. Și atunci am simțit că, așa, nu știu, nu mai sunt copil ca să aibă grijă de mine. Aș fi vrut cumva ca să mă trateze puțin mai mică. Tu, Flavius, simți că uneori părinții nu te văd? Că ai un 83 și că ai crezut că poți să... Sau 85 cât ai zis? Mie mama tot mai spune, mă mai cicălește că... Să faci aia, să faci aia, să nu mai sta pe telefon, română. Învață. Și, da, o ascult, îi spun, mamă, da, știu că trebuie știu să... Știu ce am de făcut. Da, știu ce am de făcut. Dar dacă nu ți-ar spune, da. Că știu că tu știi ce ai de făcut, dar cred că ți-ai atât de... Nu ți-ai dat seama de timpul pe care l-ai petrece, probabil, pe telefon. Pentru da. Că e nevoie să fii strași de mânecă de multe ori. Da, părinții știu ce e mai bine și... Trebuie să ascultăm. În ce mă privește, vreau să vă zic că părinții mei nici acum nu cred că și-au dat seama că am crescut. Da, părinții mei mă urmăresc în momentul ăsta și ei știu la ce mă refer. Cel puțin mama îmi dă sfaturi și la îmbrăcăminte. Mama îmi cumpără cele mai multe articole vestimentare cum consideră că mi se potrivesc. Mă nimerește de cele mai multe ori. Vă supără unii colegi că ascultați de părinți sau râd de voi? Ia uite și pe ăsta, Flaviu stă, face numai ce zice mama lui. Unii poate vor să iasă, de exemplu, un club și părinții vă zic că nu e așa ok. Că nu e bine și da, stați acasă. Dar primul rând întreabă dacă spun că nu mă lasă părinții, că nu știu de care e adolescentul care spune nu mă lasă părinții. Da, probabil în unele locuri... Părinții tăi nu îți permis să mergi sau nu te lasă. Și nu e așa că te simți și... prost să spui? Da, mă și lasă ești într-un grup și... Să eu nu pot să fiu. De ce? Sunt bolnav. Da, spune ceva. Asta e scuza de cele mai multe ori. Plec undeva.
Eu în clasă am câțiva băieți cărora le e rușine să spună că nu-i lasă părinții. Și de ce nu pot să vii la o ieșire cu clasa? Nu pot, am o meditație, dar eu, având o relație bună cu părinții, știu de ce nu-i lasă și ce... Aveam și noi niște colegi care tot așa, ieșeam toată clasa și se duceau la meditații. Da, pentru că aveau treabă, da? Da. Puteți să descrieți situații în care v-ați simțit mândri de voi? S-au simțit mândri și părinții voștri? Da. În clasa nouă am fost la Olimpiada la chimie și pe moment am fost puțin dezamăgită pentru că mai îmi trebuia foarte, foarte puțin ca să mă calific, dar după mi-am dat seama că am muncit foarte mult și că totuși sunt mândră că am ajuns și până acolo și am avut un punctaj destul de bun. Pentru că Olimpiada înseamnă totuși performanță. Da. Deci ai fost mândră și părinții tăi la fel. Tu ți-aduci aminte, Flavius? Știu, mi s-a întâmplat chiar ieri. Am dat o teză mai de mult și nici nu prea învățat. Ieri n-ai dat teză. Nu, ieri probabil a primit rezultat. Așa, și chiar eram curios. I-am dat următoarea oră și chiar eram curios ce notă am luat. Știu că știam că nu mă pregătisem. Și chiar el mi-a spus, doamna profesoară, că am luat 9. Și da, eram super fericit. Și mulți din clasă am luat note mici. Da, și erai mândru de tine. Ce ai zis? Măi, eu nu m-am pregătit foarte... Da, păi la asta, nici nu prea citisem. Da, înseamnă că... Și unii spuseră că luaseră note mici, așa erau supărați. Înseamnă că ești un băiat deștept. Mulțumesc. Da? Și că ai citit destul de puțin, dar ai avut spor, da? Sau ai reușit să copiezi. Nu cred. Nu cred, Dani. Nu încerca să... Așa, în loc de concluzii, o ultimă problemă a adolescenților pe care s-o atingem astăzi. Spuneți-ne că adolescenții au la școală probleme. Sau au probleme cu școala. Cu școala, da. Da? Școala are ceva împotriva adolescenților sau? Cu materiile de la școală. Da, cu învățatul. Cu profesorii, cu disciplinele. Unii adolescenți nu prea sunt atrași, să zicem, de o materie. Și dacă nici profesorul nu te atrage nici el și nu îți place, nu știu, începi să urăști materia, nu mai înveți și nu e bine. Vă simțiți neînțeleși de către profesori? Uneori. Uneori? De ce? Că nu ne înțeleg. În ce sens? Ce nu înțeleg? Eu sunt profesoară. Majoritatea cred că materialul lor este cea mai importantă și nu spun că nu este cea mai importantă, doar că tu ca și elev, practic, nu ai timp să te pregătești pentru fiecare materie. Și să mai ai și timp liber. Nu? Da, ca și să mai și dăm destul. Și, de timp liber. Și să mai ai timp și să stai și pe telefon. Nu? Adică e nevoie. Sau în școlile unde sunt interzise telefoanele. Nu vă simțeați neînțeleși în școala voastră, la gimnaziu? Ba, aveați da. Aveați nevoie, nu de telefon. Și acum, dirigintele nostru a venit cu o idee să punem telefoane în cutie în timpul orelor. Foarte bună idee. Și toți colegii s-au revoltat. Cred că o să mă prietenesc cu dirigintele vostru, are aceleași idei cu ale mele. Hai să tragem și concluziile, Dani. Concluziile acestei emisiuni. Am identificat problemele adolescenților? Păi sunt câteva, deci trebuie să fim mai atenți nu trebuie de să cine fim. Râdem. Suntem, suntem foarte atenți. Am zis la... că trebuie să fim, că încă nu suntem. Bine. Trebuie să ne punem și în locul persoanei de care se mai râde. Și foarte bine, Dani. Deci Dani a rămas, sigur va face o schimbare aici, pentru că eu îl cunosc. Și el a rămas cu ideea asta. Nu trebuie să ne batem joc de cei din jurul nostru, nu-i așa? Păi știam că nu e ok și până acum, dar tot mai... N-ai cum să faci când faci un coleg, n-ai cum să taci, ba, să nu râzi. Poți să e iei greu. Atitudine. Iei atitudine. Da. Îmi promiți că iei atitudine? Promit, cu mâna pe inimă. Bine. Mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Dacă aveți propuneri sau mesaje pentru noi, puteți să le trimiteți, pe adolescenții@a7tv.ro. Mulțumim pentru că ați fost cu noi. La revedere!